Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Gabriela Poga și vă mulțumesc că vă petreceți duminica cu noi la Tele2. De-a lungul timpului ne-am propus și cred că am reușit să aducem în casele dumneavoastră oameni frumoși, locuri frumoase, oameni binecuvântați, oameni talentați, copii și tineri la fel de talentați și ne bucurăm întotdeauna că aducem aceste lucruri în casele dumneavoastră și că vă bucurați pentru ceea ce noi vă oferim. Și astăzi vă invităm la o emisiune interesantă. Suntem într-un oraș extraordinar de frumos, suntem la Băile Herculane, orașul lui Sisi, să zic așa, al împărătesei cu o viață și cu o moarte foarte tragică, care a devenit cunoscută în întreaga Europa datorită acestor fapte, la primăria Herculane, în sala de ședințe, unde funcționează cenaclul Domocled. Suntem la o lansare de carte, la invitația prietenului nostru Dan Alexoaie. Vă promit că o să vedeți și că o să auziți lucruri foarte, foarte interesante. Am fost foarte fericită să găsesc aici la Herculane, la cenaclul Domocled. Această carte este o carte dedicată Elisabetei Amalia Eugenie, adică împărătesei Austriei și reginei Ungariei, împărătesei Sisi, cum este ea cunoscută în istorie. A fost scrisă după moartea ei de un conte italian și este o odă adresată împărătesei. V-am spus deja că viața și moartea împărătesei Sisi, care dumneavoastră știți că a fost asasinată, de fapt, în Italia, a impresionat o lume întreagă. Cartea este foarte valoroasă și mă bucur să o vedeți și dumneavoastră. Nu am cum să vă citesc versuri, pentru că ele sunt în italiană, este chiar un exemplar original, este foarte valoros și greu de găsit. Și mă bucur să vă aduc așa în fața dumneavoastră un asemenea exemplar. O să vă mai arăt încă o dată cântecele și cui sunt dedicate. Deci vedeți și dumneavoastră, autorul este Giuseppe Barone, baronul Giuseppe, și sunt dedicate împărătesei Sisi. De altfel, aici la primăria Herculane, să știți că găsim foarte, foarte multe lucruri frumoase, vederi din Herculanele de mult și de acum. O expoziție cu adevărat frumoasă, dar ce va fi mai frumos abia urmează, pentru că veți avea ocazia să descoperiți poveștile știute și neștiute ale crucii albe, de care dumneavoastră știți cu toții. Veți avea ocazia să vedeți niște obiecte cu adevărat speciale și mulțumim primăriei Herculane, mulțumim cenaclului Domocled și mulțumim, desigur, prietenului nostru Dan Alexoaie că ne-a invitat astăzi aici. Thank you.
vă adresez un călduros salut de bun venit și să urez succes lui Puiu, Iacob Sârbu, prietenul nostru, în lansarea primei apariții editoriale, Cartea Crucea Albă între legendă și realitate. Mă uit prin sală și văd figuri dragi, oaspeți dragi de la Turnul Severin, chiar din Franța veniți și aș vrea să semnalez prezența doamnei profesoare Naziana Moșanu, fost consilier local la Turnul Severin. Vă rog să o aplaudăm. Domnul Dan Alexoae, kinetoterapeut și iubitor al țapului românesc, al tradițiilor și al rosturilor de mult uitate. Și sunt în sală membrii ai Cenacului Domnul Bled, care, domnul președinte, este alături de noi, domnul Nelu Sincu. Domnul consilier al domnului primar, domnul Gheorghe Cârjan. Rude, prieteni ai lui Iacob Sârbu, care se pare că și-a materializat pasiunea, de fapt pasiunile, are mai multe pasiuni care s-au intersectat și a rezultat această carte. Mă încearcă, trebuie să mărturisesc un sentiment de bucurie că lansăm cartea unui vechi prieten care e pasionat de munte, de drumeții și are o pasiune mai nouă de câțiva ani buni, de a cerceta, de a se documenta, de a aduna, de a colecționa obiecte și materiale vechi legate de băile herculane. Nașterea unei cărți, începând de la stadiul de concept, de idee și până la contactul cu cititorul avid de cunoaștere, este un adevărat miracol, este o revelație, atât pentru cel care scrie, cât și pentru cei care o citesc. După aventura, am văzut acolo că domnul Dan Alexoae ne-a adus câteva fotografii de la peștera cu cruci. Vreau să spun că după aventura descoperirii enigmaticii peșteri cu cruci din masivul Domnul Bled, o peștere necartată, vreau să vă spun, la care Puiu m-a invitat să particip prin anul 2000, dacă nu mă înșel, 2008. L-am invitat și eu să conceapă o fișă a peșterii pe care am publicat-o în cel de-al doilea volum al cărții Herculane Arc peste timp, apărut în 2011. Și iată că acest debut publicistic se pare că a fost de bun augur, pentru că acum Puiu și-a luat inima în timp și ne oferă o carte, Crucea Albă între legendă și realitate. Mă îndrept acum spre familia Moșanu, spre Naziana, prieteni dragi ai noștri, și mi-aduc aminte că acum vreo 20 de ani, când venisem în Herculane, stabilit de câțiva timp, o luasem la picior pe munte împreună cu soția mea, Desmina Bălteanu, și cred că printre primele trasee pe care le-am făcut atunci a fost cel de la Balta Cerbului. De cine am dat noi acolo? Tot de o pereche, tot o profesoară și tot un inginer. Deci era ceva simetric. A fost paradoxal o întâlnire care după ani de zile ne-am revăzut și ne-am revăzut la lansarea primului volum al cărții Herculane Arc peste timp în 2007, când doamna profesoară mi-a făcut o recenzie foarte frumoasă și iată că acum ne onorează cu prezența la acest debut publicistic al lui Puiu Iacob Sârbu și o invităm pe Naziana să ne spună câteva cuvinte despre
Relația cu puiul, de fapt, muntele este acela care leagă cele mai trainice prietenii. Pe munte, puiul s-a întâlnit și cu Octav și cu Naziana și s-a legat o frumoasă prietenie. Naziana? Cred că m-a auzit și fără dumneavoastră. Că o să am emoții dacă mai țin și pe dumneavoastră așa. Pentru TV, e bun. Da. Așa e. Ne-am întâlnit pe munte. Noi coboram din traseu și dumnealui din alt traseu. Dar acolo ne-a fost dat să ne întâlnim pe drumul spre Colariu sau Colării sau Colare sau fiecare. În fiecare carte găsești în publicații, da, tot denumire. Nu contează. Important e că lucrul este deosebit, are povestea lui. Și cunoscându-l, tot drumul, până am ajuns la mașini, cei doi care s-au cunoscut tot atunci, au stat de vorbă mult. Și după aceea Dan mi-a zis, măi, Naziana, tu știi câte știe omul acesta? E o comoară. Și am zis, a, trebuie să ascultăm această comoară. Și așa se face că am mers la domnia sa în vizită și credeți-mă că o după-amiază întreagă am stat de vorbă. Și am învățat, eu care mă lăudam că știu aceste locuri, că le-am străbătut și pe munții Mehedințiului și pe munții Cernei, că, mă rog, am lucrat și eu, am publicat, am mai făcut și niște filme, numai ca să fac cunoscute locurile acestea. Dar când l-am ascultat pe domnul Sârbu, vorbind și povestind și povestind, mi-am dat seama că nu știu decât foarte puține și că am foarte, foarte multe de învățat. Faptul că a publicat această carte, sper din tot sufletul, să fie doar începutul. Și că va continua, pentru că ce mi-a mai povestit acum pe drum, când ne-am întâlnit, de alte peșteri, de alte povești, care mai de care mai frumoasă și mai interesantă, ar fi păcat să nu le aflăm și noi și să nu le afle publicul. Astăzi, însă, o să ne bucurăm de această carte. Noi îi mulțumim, eu îi mulțumesc și mă simt onorată că mi-a fost dat să-l cunosc. Mulțumim, Naziana, mulțumim și faptul că ne-a onorat cu prezența. Spunea un om de cultură acum câțiva ani în Reșița, ce poate fi mai frumos decât să scrii despre băile herculane? Într-adevăr, băile herculane reprezintă un subiect generos. Mă uit în sală, este doamna profesoară Narcisa Lascu și mi-aduc aminte că am fost invitat cu ani în urmă la Liceul Hercules de către profesoarele de limba română pentru a le vorbi copiilor despre tema ce înseamnă să fii scriitor la Băile Herculane, o acțiune, o inițiativă lăudabilă. Mărturisesc că, furat de pasiunea cercetării și a scrisului, editasem deja două cărți despre Herculane și a treia era în curs de apariție, am fost oarecum surprins de această tematică întrebare, atât de directă și fără echivocuri. Atunci am conștientizat faptul că a fi scriitor la Herculane este o mare onoare, dar în același timp înseamnă și asumarea unei mari responsabilități, dacă ne gândim că trebuie continuată munca unor iluștri predecesori ai munca savantului iluminist venețian Francesco Griselini, cronicarul protopop, cărturar Nicolae Stoica de Hațec și doctorul Alexandru Popovici, care a fost primul monograf în limba română al stațiunii și mulți, mulți alții. Cel care scrie despre băile herculane trebuie să înțeleagă că aici, pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu,
Fiecare piatră, fiecare zid, fiecare vârf de munte ascunde o poveste. Cum spunea Nicolae Iorga, fiecare loc are povestea lui, dar îți trebuie și un drap de iubire ca să înțelegi aceste povești. Fără îndoială că nu se poate numi scriitor la Herculane acela care n-a călcat cărările munților Mehedinți și Cernei, la Crucea Albă, la Foișorul Împărătesei, Petiile Țâsnei, Cascada Vânturătoare și multe, multe alte locuri la frumoasa și enigmatica Beletina. Mi-a rămas în minte această descriere superbă a Nazianei, frumoasa Beletina. Și după această citire am și fost acolo și, într-adevăr, a fost ca pe o altă planetă. M-am simțit cumva deasupra lumii, acolo, în poiana Beletina. Și iată că muntele, cum spuneam, leagă frumoase prietenii, pe lângă Raziana și Octav, tot pe munte, Puiu și-a mai făcut un prieten pe domnul Dan Alexoae, pe care l-am întâlnit la multe simpozioane, conferințe aici la Băile Herculane, chiar la unele prezentări ale cărții mele și mi-am dat seama că eu consider deja un iubitor al stațiunii Băile Herculane. Mă înșel oare? N-am venit cu niciun test pregătit, am să încerc să fiu mai succint. Domnul Dorin are dreptate, este adevărat, iubesc Herculanele de ceva vreme. Profilul meu, ca să zic așa, de căutător în domeniul ăsta medical, cu accent pe partea medicală, mi-a revelat niște lucruri. Domnul Dorin povestea de multe ori că apele sunt miraculoase, este adevărat. Eu am avut o revelație, aerul. Aerul este intens ionizat, 50.000 de ori, e o lungă poveste. Am coborât pentru prietenul meu, Iacob, astăzi, împreună cu Nealuca pe șaua cailor și în spinare, în rucsaci, câteva fărâme de istorie. Istorie glorioasă, pot să spun. Sunt câteva litografii, câteva imagini din perioada austro-ungară. Unii privesc cu anumite accente de această perioadă. Francezul a fost, mă rog, un fel de stăpân care a suplit popoarele, dar pentru Herculane a fost o perioadă de maximă înflorire. Am făcut o mică acoladă. Revin la aer. E bine, când a venit generalul Hamilton, Andreas Hamilton aici, contele, și-a dat seama de potențialul care se ascunde sub tufele sălbatice din Valea Cernei, altare vechi contopite de pălării, da? Și a pornit o intensă campanie de reconstrucție a acestui loc mirific. Și cu timpul, sigur, încerc să simplific povestea, care este, sigur, tăna reală, a dus nu doar clădirii superbe, arhitectul Curții Imperiale, care a făcut aici lucrurile absolut minunate, a dus medici, care, sigur că da, înainte de a lăsa oamenii să-și desfășoare momentele de relaxare, le recomanda anumite cure. E bine, în afară de curele de apă, aproape musa erau recomandate aceste trasee de cură. Apăs pe această expresie care pe mine m-a bulversat, trasee de cură. Noi le zicem acum drumeție, potești de drumeție, cărări de drumeție, e bine, nu. Tendria corectă este potești de cură. La fiecare traseu de acesta turistic, da, cum zicem noi astăzi, traseu de cură, erau din loc în loc pâncuțe, la cove, cum zice Nealuca, nu la cele locuri unde fac sinuozitățile alea, iar medicii militari aduși de la Viena știau exact fiecare boală, cum să o controleze, recomandând aceste plimbări la indicația medicului. Nu erau întâmplătoare. E bine, vreau să mai relev ceva, faptul că aceste trasee potești de cură erau întreținute de oameni angajați anume ca să le întrețină, iar peste toți era un inspector al potecilor de cură. Auziți? Herculanele, perioada ei de glorie, austro-ungară, era una din cele, Flavio Felicea Perla Europei, pe bună dreptate, dar era una din cele mai curate stațiuni. Nealuca aici de față îmi povestea că bunicul lui, când cobora de la inelezi din Cătune, era pus să se descalțe de opinci și să-și ia ciopote curate.
nu se intra în stațiune cu picioarele mortale. Imaginați-vă cât de curată și cât de superb era această stațiune, această perioadă de glorie. Am adus câteva imagini, mă rog, fărâme de istorie, fărâme, nici fărâme. Aș vrea să vă mai povestesc din cele citite și auzite, desigur, fără să vă plictisesc, despre Cleopatra timpurilor, să zicem, moderne, împărăteasa Elisabeta, zisă Sisi, care era aproape obsedată de sănătatea ei fizică și mai ales emoțională. Ea a fost o femeie chinuită. La curtea imperială nu suporta în loc cu coanele alea sclifosite de acolo, care erau cu ochii pe ea, să nu cumva să încalce protocolul legal și așa mai departe. Tot timpul se uita de dureri de cap, de amețeală, de tot felul de stări, au niște tuse, crize de tuse interminabile. Cel mai bine se simțea în Grecia și la Herculane. Unde a fost de cel puțin 5 ori, știm noi. Da? Unde ce făcea? Îi plăcea, adora să facă baie zilnic, fără jupon. Pentru a timpurile respective erau chestii absolut revoltătoare. Cum faci baie fără jupon, fără combinezon? Ea era o femeie mai dezvoltată și mai adora libertatea. Adora oamenii simpli, adora oamenii nepretențioși, ea urca să cunoască oameni, intra în casele oamenilor pe neașteptate. Îi plăceau lucrurile naturale. Iubea laptele din zona asta, din Cărtune, fructele. Făcea exerciții fizice, tocmai pentru a-și întreține sănătatea. Trebuie spus, și am făcut o pasiune din această prințesă a frumuseții, care atunci când urca pe culmile munților Cernei, spunea că sunt fiica văzducului. Într-una din cărțile literare. Era o femeie obsedată de frumusețe. A avut 1,72 înălțime și 50 de kilograme toată viața ei, până la cei 61 de ani a fost ucisă la Geneva, Michelește. Și 48 de centimetri, Italia, corsetul. Ea era, pierdea o oră întreagă să-și strângă corsetul. Și 3 ore ca să-și amplajeze părul. Era foarte frumoasă. Toate femeile de la curțile imperiale europene o invidiau. Pentru felul în care arăta. Avea un obraz de cel puțin 30 de ani, pe care și îl întreținea cu tot felul de lucruri, deși ea, în mod organic, ura femeile care își foloseau smacul și se cosmetizau artificial. Ea era pentru viață sănătoasă. Iar la Herculane venea, desigur, și nu stătea locului. În vila Elisabeta, da, fostă vila Tatarski, unde contele Tatarski a cazat-o și de atunci a rămas consacrată denumirea, nu erau scaune, e adevărat? Pentru că ei nu plăcea să șadă jos. Tot timpul era într-un veșnic de mișcare. Drumețiile, mișcarea. Ea învățase de la niște circari că mișcarea este sursa sănătății și a vigorii și a longevității. Și nu se zgârcea. Tot timpul făcea mișcare. Adora, cum spuneam, această stațiune pentru că avea ce vedea. Tot timpul avea lucruri noi și surprinzătoare. Cum spunea și Naziana, frumoasa vedetina, Bella. Tina, frumoasa Tina. În fine, deja am luat-o cu discursul meu lung și așa. Deci, am venit la prietenul lui Iacob ca să aduc câteva fărâme de la Neamuca. Aș vrea să spun că aceste imagini vor merge înapoi sus în Cătune, unde mai sunt multe altele. În coliba lui Neamuca, în căsuța lui pictată cu flori, un loc absolut superb în Cătunele acestea ale noastre, un punct minunat unde eu mă duc de fiecare dată cu mult drag. Sunt mult mai multe lucruri de văzut și povești de auzit. Neamuca știe și el din cei bătrâni. Aș vrea să mai spun că acești oameni din Cătune, vreau să-mi exprim acum un fel de nedumerire și nemulțumire. Foarte mulți vin să îi căineze. Săraci oameni, chinuiți oameni, amărâți oameni. Să știți că în spatele acestei aparențe de oameni chinuiți și amărâți, care vin cu ajutoare, cu tot felul de lucruri, în fine. Nu vreau să blamez gesturile frumoase, dar sunt oameni cu verticalitate și o demnitate care pe mine mă impresionează până în măduva osoasă, ca să zic așa, da? Primitori, ospitalieri, dar mai ales foarte demni. Ei bine, bunicul Neamuca avea gramofon. În afară de bunicul Neamuca, în Cătune, sus acolo, mai erau încă 3 gramofoane. Oamenii iubeau și ei această cultură a aristocraților europeni. Erau ciobani. Ce să facă în vârful muntelui? Creșteau oi. Și atât. Dar aveau și ei gramofon. Aveau bunicul lui doamna Maria, soția lui Neamuca, avea ceas învețian cu lățișori de argint la
cu jocul lui, adică oameni care erau, cum să vă spun, nu emancipați, degustători de cultură. Nu erau niște primitivi, da? Ei înțelegeau. Cu toate că se descălțau la intrare în Herculane. Așa era cerința, da? Celor care administrau stațiunea. Sunt multe lucruri de spus. Eu sunt sufocat de emoție. În primul rând, sunt lângă Naziana, pe care o ador, o iubesc, și lângă prietenul Iacob. V-aș spune că Iacob este doar... el e un foarte discret și modest om, care ascunde lucruri, e ca un filon. Trebuie săpat adânc ca să descoperi lucruri cu adevărat consistente. Dacă există undeva, cum să zic, un loc unde sunt informații multe, autentice, despre Herculane, sunt la Iacob. Da. Așa. Da? Merită ascultat, merită vizitat, merită întrebat mai ales. Vreau să mulțumesc domnului Aluca pentru efortul deosebit pe care l-a făcut să coboare câteva ore prin pădure, pe potecă, da? Și să aducă aceste fărâme. Mulțumesc din suflet. O să mă ajut să ducem înapoi. La sfârșit o să vă pun o muzică, un disc de gramofon cu unul din valsurile care se cântau aici în parcul din centrul stațiunii. În perioada austro-ungară era o fanfară militară adusă de la Viena, nu? Care da. Sau din Arad, da? Mai greșeli. Dar domnul Dorin este aici ca să vă uiteze și mulțumesc. Cântau din mai până în octombrie. Zilnic, cu pauză de prânz. În fiecare zi cântau valsuri și valsuri și tot felul de cântece care cântau turiștii, capetele luminate, coronate, aristocrate, nobili din Europa care veneau din toată Europa. Așa. Aș vrea să mai spun că am acolo trei imagini, trei reproduceri de cărți poștale haioase. Cărți poștale pe care erau reprezentați turiștii care veneau în acea perioadă și care nu aveau unde să doarmă. Unul doarme într-un cufăr, sunt câte 2-3 într-un pat. Imaginați-vă. Iar una din reproducere arată un alt turiști care veneau cu portofele pline de bani și la sfârșit, când pleacă din Herculane, nu mai are nimic, fără bani. Doar asta și spune multe despre ce însemnau Herculanele atunci. Din păcate, acum suntem într-o perioadă de resetare a stațiunii, de regenerare, ca să zic așa. Se întâmplă lucruri pozitive, e adevărat puține, dar consistente. Și unul după altul, unul după altul, poate se coagulează și încet, încet se pornește o efuziune, o emulație care să ducă Herculanele la ce a fost cândva. Bineînțeles, nu depinde doar de cei câțiva. Depinde de autorități, depinde de un spirit amplu, politic, care să croșeteze Europa la ce a fost cândva. Carlo Vivari, care este stațiunea geamă la Herculanul, la ora asta aduce statului cer în jur de 1 miliard de euro. Din păcate, Herculanele este foarte departe, foarte departe, foarte. În fine, vreau să revin la vals. Este unul din valsurile, Sphinx Vals, pe care o să-l ascultați, compus de Francis Pope. Atât vreau să vă mai spun, el a compus multe valsuri pentru capetele coronate, doar atât vreau să vă spun că este valsul care se auzea, probabil zilnic, în Herculane, printre alte multele, dar este valsul care a fost cântat de fanfara de pe Titanic în timp ce se scufunda. Asta ar fi cumva o metaforă spre scufundarea ce a fost rău în Herculane, spre renașterea ceea ce va fi să fie. Acum mă opresc pentru că nu vreau să îl eclipsez pe prietenul Iacob, îi dau microfonul domnului Dorin. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici și sunt foarte emoționat. Mulțumim domnului Dan Alesae, ne-a făcut o adevărată surpriză trecerea în revista principalelor puncte de atracție de-a lungul istoriei stațiunii Băile Herculane. Într-adevăr, sunt extraordinar de multe de povestit dacă intrăm în detalii și sunt detalii foarte interesante de-a lungul istoriei stațiunii Băile Herculane și despre Sisi, care, apropo, n-am auzit că n-avea scaun de la Vila Elisabeta, dar am înțeles că ea mânca foarte puțin, frugal și rapid. Dacă nu te încadrai în cele câteva minute în care ea servea masa, se ridica și toată lumea rămânea nemâncată. Și alt aspect despre spiritul de aventură a fost faptul că atunci când a venit în stațiune, în 1887,
de la Timișoara, a venit cu trenul, a servit micul dejun în gară la Timișoara, rapid, așa cum v-am spus, și n-a venit pe calea ferată, proaspăt înființată, Herculane, Roșova, Lugoș, Timișoara, și a venit pe Timișoara Baziaș, de unde a luat vaporul pe Dunăre și a venit cu vaporul prin spectaculoasele cazane, care, bineînțeles că atunci nu erau cu mari probleme, pentru că nu era barajul de la Porțile de Fier. Domnul Dan ne-a făcut surpriză cu această expoziție, este ceva extraordinar să avem atâtea mărturii despre stațiunea Băile Herculane și mai ales acest vals suvenir de Hercules Bad. Aș vrea să vă reamintesc de faptul că în acest an se împlinesc 150 de ani de la nașterea compozitorului Iacob Bațeler, cel care a compus acest vals în anul 1903 și care a devenit celebr în toată lumea și a făcut faima stațiunii Băile Herculane. Chiar Giacomo Puccini, celebrul compozitor, a apreciat valsul și a dorit ca orchestra să interpreteze acest vals sub conducerea sa la Budapesta. La Nile Chihaza, la începutul fiecărui bal, se cânta valsul Suvenir de Hercules Bad și vreau să spun că fanfara regimentului numărul 33 din Arad era condusă de Iacob Bațeler, în fiecare sezon estival venea la Herculane și încânta lumea în pavilionul muzical din parcul din centrul stațiunii. Probabil că la urmă o să ne pună și valsul și poate pe fundalul prezentării de către puii expoziției să fim mai mult în epoca respectivă, să fim introduși. Pentru că am ascultat un kinetoterapeut, pentru că asta am înțeles că este meseria de bază, adică un om care tămăduiește suferințele umane prin mișcare, aș vrea să semnalez prezența printre invitați a unui om deosebit, dăruit cu pasiune meseriei sale, de kinetoterapeut, un om care vindecă nu numai cu energia mâinilor sale, dar și cu energia însuflețită a mesajului, a comunicării sale cu pacientul. Este domnul Titu Pervulescu, pe care îl salutăm și aș putea spune că este alături de unul de rezultatele vindecării miraculoase, domnul Nicușor Moga, care îl urmărește ca un prieten fidel peste tot. Încet, încet, sper să reușim cu asemenea oameni care pun sufletul și care scriu despre aceste locuri și care promovează aceste locuri cu inima, sufletul și scrisul. Mulțumesc mult, Puiu, pentru acest lucru și de aceea are din partea noastră, a mea personal, a domnului Dorin și a tuturor celor care au alcătuit Cenacul Democrat, tot sprijinul. Mulțumim foarte mult! A scrie, revin mereu la ce înseamnă să scrii despre Herculane, Puiu, pentru că ai pătruns într-un teritoriu, spun eu, destul de... l-aș considera sacru, un loc în care patrimoniul istoric, cultural, balnear, peisagistic, de excepție, se împletesc cu legendele, cu poveștile, izvorâte dintr-o istorie multimilenară. Sigur că acest patrimoniu material poate fi complet fără componenta imaterială, păstrată în memoria individuală sau colectivă a locuitorilor acestui teren legendar. Aceste povestiri, istorioare, întâmplări, dau farmec și întregesc spațiul local, arhitectura, peisajul, conferindu-le acestor aură de mister și inefabil și, în cele din urmă, de atractivitate. Sigur că Puiu nu și-a propus să facă o monografie.
o întreprindere destul de dificilă și riscantă totodată. El și-a propus să abordeze aceste componente imateriale a patrimoniului stațiunii Băile Herculane, referitoare deocamdată la Crucea Albă. Pe lângă calitățile pe care le cunoșteam deja mai de mult, pasiune, seriozitate, rigurozitate, prin scrierea și editarea acestei cărți, Puiu a mai relevat o trăsătură, perseverența. Acum un an și mai bine, Puiu mi-a mărturisit că ar vrea să scrie o carte despre Crucea Albă și că mă invită să-i scriu pe fața. Sigur că i-am împărtășit cu plăcere câte ceva din experiența mea de scriitor și am urat succes. Timp de un an de zile n-am mai zis nimic despre acest subiect la întâlnirile noastre. Ei, lasă, mi-am zis, eu fi trecut. Dar la sfârșitul anului trecut vine cu manuscrisul pentru a-i face prefața și am dat la tipar, lucru care s-a și întâmplat. Înțeleg că este și editorul de față, pe care căruia îi mulțumim, pentru că a scos o carte frumoasă, frumos tipărită despre Băile Herculane. Sigur că nimic nu e întâmplător în această viață, toate se desfășoară conform unei legi nescrise. Iată că avem în fața noastră azi cartea Crucea Albă între legendă și realitate, pe care aș vrea să o recomand atât oaspeților stațiunii, dorni să afle cât mai multe despre acest obiectiv turistic, cât și localnicii care, mai ales ei, ar trebui să cunoască și să promoveze tot ceea ce ține de patrimoniul stațiunii Băile Herculane. Și sunt convins că aici se află alături de oaspeții din afară, localnici care iubesc această stațiune bimilenară. Spuneam mai devreme că Iacob Sârbu a devenit unul din pasionații colecționare ai stațiunii Băile Herculane. El a adunat cu migală și mai ales cu eforturi de la diverse târguri și magazine de antichități, de la alți colecționari, fotografi, fotografii și obiecte de epocă. L-am invitat adeseori să-și prezinte colecțiile sub diferite tematici în cadrul manifestărilor cultural-tematice, artistice organizate de-a lungul anilor, simpozioane și serate, cum ar fi Herculane Arcade în timp, muzică, poezie și istorie la Băile Herculane, Toamnă pe Cerna, Armonii pe Cerna, etc. De fiecare dată, Puiu a organizat cu aceeași meticulozitate aceste expoziții, devenind un punct de atracție, o activitate distinctă în cadrul activității culturale respective. Ești pregătit, Puiu? Aș vrea să îl ascultăm și pe autor, să ne împărtășească din gândurile sale despre carte și despre această frumoasă expoziție pe care ne-a pus-o la dispoziție în această sală. Puiu? În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru frumoasele cuvinte care mi le-au adresat și pentru asta, sincer, au toată stima și respectul meu pentru dânșii. Vreau să fac o scurtă prezentare. Cum am început să scot această carte? Cu mult timp în urmă, mai exact prin 1978, când se aniversau 1821 de ani de atestare documentară a stațiunii Băile Herculane, cum era pe timpurile respective, organizația UTC a organizat un concurs la care urmau să participe tineri utecești din diverse organizații din Herculane. Fiind elev la liceu, la proaspăte înființatul liceu în Herculane, în cadrul unei selecții din școală am fost desemnat să particip în acel concurs. Lucru care mi-a plăcut, sincer. Am început o documentare și, de-a lungul
câteva săptămâni, mi-am făcut tot felul de fișe. La vremea respectivă nu erau foarte multe cărți care să aibă date despre Ercolane concentrate într-o singură carte. Trebuia să iei un pasaj dintr-o parte, unul din altă. Singurele cărți despre Ercolane ca coadă erau câteva mici ghiduri turistice al lui Trâpcea din 1963-1966 și ultima apariție 1976. Și atunci am ajuns la Biblioteca Orășenească din Ercolane, iar acolo îl cunoșteam pe bibliotecarul care era, domnul Mircea Iliescu. Îl rugase să mă ajute. Foarte amabil, m-a ajutat. Dar la un moment dat, deci mi-am făcut tot felul de fișe, dar la un moment dat am încercat să aflu câte ceva legate de legendele locului. Pentru că în cărțile care mi le-a fost la dispoziție nu era nimic. Mi-a dus câteva cărți care trata balada lui Iovan Iorcovan. Și atunci, la un moment dat, a venit lângă mine și mi-a povestit câteva legende pe care le cunoștea el. Cu aceste trei legende care mi le-a relatat, am început această carte. Inițial, eu dorisem să fac un fel de pliant unde să pun aceste trei legende și încă câteva referiri la legendele locale care le-am găsit în câteva cărți. Cu soldatul din regimentul generalului de la Galina și ulterior care le-am găsit cu tânărul care moare dorind să cucerească muntele ca să-și cucerească iubirea. Să arate iubirea față de tânăra lui. Și care, fascinat de măreția peisajului, calcă în gol și mare. Dar, la un moment dat, mi-a picat în mână de la fratele meu, Victor, o carte. Băile lui Ercole sau scaldele de la mea. Al lui Alexandru Popovici. Am scanat-o și la un moment dat acolo am găsit o legendă interesantă despre două femei care mergeau să le ducă mâncare la soții lor pe linia de graniță. Iar la întoarcere a fost prinse de un viscol și de o nisoare puternică și au murit înghețate. În momentul ăla, mi-am dat seama că, de fapt, sunt mult mai multe legende care sunt unele publicate, unele circulă pe care o am. Și am început să le adun. Am început să adunasem undeva la vreo 10-12 bucăți, când am stat de vorbă cu domnul Vălteanu și l-am rugat să în momentul în care voi publica o carte, să scrie prefață. După care am început din nou documentarea pe la diferite biblioteci din țară, cu telefoane. De foarte mare ajutor mi-a fost de la o bibliotecă din Piatra Neamț, Biblioteca Județeană din Piatra Neamț, care doamnele de acolo, foarte amabile, mi-au scanat și mi-au trimis niște cărți extraordinare care m-au ajutat teribil în acest proiect am. La un moment dat, sincer să fiu, anul trecut, prin vară, la un moment dat aveam așa oarecare emoție, oarecare strângere de inimă. Ce să scriu o carte, să nu o scriu? La un moment dat mă bătea gândul să renunț. Da? Soarta a făcut ca, într-o sâmbătă, am vrut să plec pe munte să mă recreez, să stau undeva de să n-au decât păsărele, să n-au altceva nimic. Și am plecat de la mine de acasă, am luat-o spre carieră și am urcat sus pe în zona după piatră, unde m-a blocat nici poate știu, coliba lui Iulica, mi se spune. M-am dus acolo sub un pom și m-am întins frumos pe iarbă și am stat, nu știu cât, dar am stat.
a fost fantastic. La un moment dat am auzit câteva voci de oameni. M-am uitat, am ridicat capul, am văzut un grup de persoane și am zis, da, haide, da, acum plec și eu pe spre casă, că până ajung se întunecă. Dar în momentul în care am ajuns în potecă, foarte aproape, eram și doamna Alexoie cu soția și doamna Naziana cu soțul dânsă, domnul Octav. Păi, cum e frumos și politicos, am salutat și am intrat în vorbă. Am aflat că, de fapt, pe doamne îl cunoșteam de cu un an și ceva înainte, dar atunci n-avea barbă. Așa, și ce să vă spun? Deci a fost o chestie foarte interesantă. La un moment dat îmi spune, cum am și eu un prieten în Tăciniștea, unul Victor, că ne-a zis, păi, fratele meu, vă rămas. Așa-i somnul. Ce, că-i lumea. Și am stat de vorbă și am vorbit și am vorbit. Până am ajuns jos în carieră, domnul Naziana cu soțul dânsei și mai era o familie. Au stat și ne-au așteptat mult și bine până am ajuns și noi. Și în momentul ăla am reînceput să scriu, să scriu cap. Am mai avut la un moment dat o perioadă când mă bătea gândul iarăși să renunț. A fost prin octombrie, noiembrie. Nu știu, aveam așa o... Pentru mine totul e o noutate. Dar... Nu se putea. Am mai multe telefoane care mi le-a dat, da? Am, până la urmă, am concretizat-o și am dat. Îi mulțumesc mult, doamna Naziana m-a pus în legătură cu domnul Nedel, cu editorul, și care e un om extraordinar și... Deci, o colaborare perfectă, pot să spun. Am avut cu... Ce să vă spun? Asta este pe scurt. Oricum, țin să vă spun că asta a fost prima carte, e o noutate și încă am oarecare emoții. Dar bine că nu mă prindui. Dar am de gând să mai... Și de fapt am și alte proiecte. Pot să vă spun că următorul proiect al meu este Grota Ilucilor. În această carte mă voi axa mai mult pe descrierea peșterii făcute de diversi călători care au trecut prin Herculane, de la începând cu Francesco Griselini până cei mai importanți, până mult, mult în pace, plus proiectul care trebuia să înceapă în 1985-86 de amenajare în peștera unui muzeu. Muzeul al peșterii și al locuirii omului în peșteră. Dar ghinionul a fost că ideile au fost bune. La început, domnul Cristescu a fost de acord, ne-a ajutat, ne-au dat și materialele. Dar, la scurt timp, domnia s-a fost schimbat, iar noul director care a venit la IBT-ul nici n-a vrut să audă de acest subiect și a murit totul din fașă. Dar ideea a fost extraordinară și informații de asta eu le-am cu câteva persoane care știm de ele și cred că ar merita să fie știute și de alții. Din ce am adus aici, să vă prezint, am adus două panouri, sunt cu fotografii din perioada austriacă, o perioadă de înflorire foarte mare a stațiunii. Două panouri sunt cu fotografii din perioada regatului, deci după unire. Iar aici am câteva obiecte, câteva suveniruri, câteva litografii. Aici am o carte care a fost scrisă de
un aristocrat italian la moarte, când a fost, când împărăteasa Sisi a fost ucisă, și este un imn adresat în post-mortem împărătesei Sisi. Aici am o vază din cristal, Art Deco, aproximativ 1890-1895. O ceașcă din sticlă portocalie, pictată cu bauri coloidal și pe vază și pe asta scrie Presfiordo. Am aici o piesă sculptată în lemn, care este de fapt o călimară. Astea sunt câteva din suvenirurile din perioada austriacă pe care le am. Am aici o tavă, artă populară, în care este o pictură și sunt castrate două fotografii, una cu Hotel Carol și una cu Gala, din perioada interbelică. O farfuriuță și cu o ceașcă de cafea care are o imagine cu văile herculane. Două statui, aceasta de plastic, era cea mai celebră și cea mai vândută obiect în perioada anilor 70-80. Iar aici am una din ceramică, din 1964. E o piesă frumoșită, nu prea seamănă, dar asta este. Am aici niște fotografii mai interesante, care li se spune fotografii vedete Leporello, care, deci este carte poștală obișnuită, care circula, dar care are în interior imagini imprimate pe hârtie cu herculane. Pe spate persoana care cumpăra putea să scrie adevărate romane. Mai am încă trei Leporello cu imagini mai mici, care astea sunt ceva de dată mai nouă, care are, de asemenea, imagini cu băile culoane. Am aici niște imagini, niște fotografii panoramice, care sunt vederi, care se pliau, deci astea sunt în trei, una color, destul de inedită, după care mai sunt două, alb-negru, iarăși pliate în trei, și una foarte cunoscută, care este mărită mult mai mare, dar color, este la Hotel Roman, în fața restaurantului. Iar aceleași ultimele două astea, care sunt alb-negru, le am și color, care n-au fost pliate. Deci pot să spun că asta e una dintre cele mai mari vederi care au fost vreodată editate. Au 10,8 de înălțime și 54 de centimetri lungime. Ele sunt vederi, deci se putea trimite, dar persoana care a cumpărat așa ceva, le-a rămat și nu le-a mai pliat. Le-a rămas în această stare impecabilă. Aici am două albume de fotografii color, care aceasta este cu cărți poștale care circulau, puteau fi folosite să fie trimise prin poștă, pentru care pe spate tot ce trebuiau. El, cine cumpărat, putea să le detașeze și să trimite. Cealaltă, aceasta, alb-negru, este un album de imagini, suvenir,
care nu puteau fi trimise prin poștă. Aceste, deci aici am adus doar una, eu am mult mai multe. Și printre obiectele care le-am mai adus aici, am două medalii care au fost emise cu ocazia întâlnirii celor trei suverani pentru inaugurarea canalului navigabil Porțile de Fier. Cei trei suverani, după cum se știe, s-au întâlnit la Ierculane și de aici au plecat pentru inaugurarea canalului. Au fost editate trei medalii, una în limba maghiară, una în limba română și mai este una în limba sârbă, știind fiind că cei trei suverani erau Franz Iosef, împăratul Imperiului Austro-Ungar, regele Carol I, regele României și regele Alexandru I, regele Serbiei. Iarăși o medalie interesantă este aceasta, emisă în 1872, cu ocazia întâlnirii medicilor și naturaliștilor din Imperiul Austro-Ungar. Din informațiile care le-am aflat, a fost emisă pentru, deci erau în jur de peste 900 de membri, vreo 600 aproximativ au venit la Ierculane. Au fost realizate câte una pentru fiecare participant. Iarăși din informația care am aflat-o, din Transilvania Banat, au participat în total 16 persoane. Nu am certitudine de unde acuiul este, asta n-am reușit să fac. Ce pot să vă... Aici mai am o pagină de ziar dedicată băilor Ierculane dintr-un ziar german asta am primit-o bunăvoința prietenului meu, Dan, care mi-a făcut o mare bucurie în momentul în care am reușit să-l convinc să-l dea asta. Mai am aici trei seturi de diapozitive care se vindeau prin anii, până prin anii 85-86, după care s-au cam aruncat, nu le-a mai găsat nimănui. Sunt serii de diapozitive cu Ierculanele, e o serie Ierculane, evocare romantică cu imagini de epocă, băile Ierculane, cea roșie, cu imagini actuale de prin anii 80, cu realizările în perioada comunistă, iar cea albastră, tot băile Ierculane, e cu tratament. Care se făcea la Ierculane. Aici am 5 cromolitografii. Una, Ierculane, la 1842, centru. Nu are statuia, pentru că statuia a fost montată în Piața Centrală, în 1847, iar tot în zona centrală, dar altă cromolitografie, făcută în 1860. Aici, o cromolitografie, încă n-am reușit să o înrămez, băile Ierculane, aproximativ 1830. Aici băile romane, cam în aceeași perioadă. Iar asta e o imagine tot de la Ierculane, cu podul
peste Cerna, nu, sincer, n-am reușit să aflu prea multe informații despre această imagine. Este posibil să fie primul pod care a fost realizat acolo și care a fost demolat undeva prin anii 1850-1860, când a fost realizat în al doilea pod mai rezistent, care s-a prăvășit în 1971. S-ar putea să fie primul pod. Nu știu, n-am reușit să datez și să aflu prea multe informații despre această sacromolitografie. Eu am lucrat de multe ori cu prietenul Cătălin Ciutoi din Sezărin în munții Domnului, de munții Mehedintului și el este fascinat de o peșteră lui Tatarții. E bine, am intrat, am dormit în ea, am fost de multe ori acolo și iarna și vara și primăvara și toate sezoanele. Am aflat la un moment dat de la Puiul despre peștera Curculici. N-am reușit până acum, am avut multe aventuri pe lună. Săracul a și căzut într-o clăpastie, era să pierdă viața. N-am căzut, dar... Dar a luat o creagă și a dat cu el în ogaș. Nici atunci a recuperat rucsacul. În fine, poveste. Ce este interesant? Că am, cumva, domnul Dorin poate să mă contrazică, am concretizat, sunt așa, trei peșteri care cândva ar fi aparținut unui presupus călugăr domnule. Vedeți? Domnule este semantic vorbind, un cuvânt care nu prea știi de unde să le iei. E bine, presupunând și din articolele puține apărute și așa, acest călugăr, în mod cert, în munții Mehedintului a existat viață monahală, fără doar și poate. E bine, sunt trei peșteri, este grota lui Șerban, unde se presupune că acolo își ține animalele, este grota lui Tatarski, peștea lui Tatarski, pe care vă spunea că am vizitat-o de mai multe ori, care era propriu-zis locuința, și această peșteră sacră, peștera altar, peștera cu cruci, peștera de la alun și așa mai departe. Aici am trei imagini pe care Puiul mi le-a dăruit, care îi mulțumesc, pentru mine sunt foarte importante. Dovadă, da, foto că acolo, în decursul a câteva sute de ani, crucile sunt din perioade diferite, începând cu anul 800 până la anul 1200. Este o informație care merită cercetată, merită evaluată, merită valorificată. Da? Uitați-vă cât de mult este exploatat filonul Arsenie Boca. Este minunat ce s-a întâmplat. E bine, noi am avut viața monahală, s-a pierdut. N-ar fi rău cândva, eu știu, oficialitățile religioase să reconsidere și acest aspect. Și cumva să reanimăm filonul ăsta spiritual, extrem de puțin. În peștera asta, Iacob știe, Puiul știe mai bine, a fost acolo, au rămas găleți, trânăcoape, o roabă, de la căutătorii de comori. O fi găsit, o fi găsit, Dumnezeu știe. Ideea e că ei nu și-au ridicat ochii spre tavan să vadă aceste cruci. Asta era, de fapt, adevărată comoară, pe care ei n-au văzut-o. Dar trebuie reconsiderată, regândită în termenii actuali. Vedeți, trăim o epocă bulversantă. Vin peste noi tot felul de mode europene care ne desfințează. Ăștia sunt armuri puternice care ne ajută să supraviețuim. E mult de povesti, nu mă abțin. Vreau să vă mai spun încă un lucru, înainte de a vă arăta și-o repede, pe repede înainte, câteva minute, că am intrat în poziția unei cărți de la un prieten anticar, o carte de poezii scrisă de Mihail Sadoveanu. Paradoxal, Mihail Sadoveanu a fost un scriitor. Nu numai Sadoveanu, scrisă carte de poezii scrisă aici pe Valea Cernei. Sadoveanu a venit la tratament împreună cu cea de-a doua nevastă a lui, Valeria, pe care a iubit-o absolut mult de tot până când a murit și i-a dedicat un întreg volum de versuri. O să-mi permite să vă citesc eu câteva rânduri, atât, nu vreau să mă plictisesc prea mult.
Vreau să vă mai spun că foarte mulți scritori și oameni dumneavoastră au oprit aici la Herculane, Alexandrie, Ion Minunescu și mulți, mulți alții, n-am să încerc, oameni de cultură, și că n-ar fi rău să-i valorificăm și pe aceștia, pe lângă puternica ancoră, Sisi, sigur că da, cea mai frumoasă femeie a Europei, frumos, da? Herculane, portata Sisi. Și Codreanu, cel care o conducea pe Sisi peste tot în lumeții. Petrică Zahă, Petre Zahă, da, 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 da. Un pădurar de aici din Herculane care știa toate trasele, potecile și un... Și frumos pe asta. Da, domnul Dorin știe mai bine povestea lui Petrică Zahă. L-am întrebat pe de-a lupa, că nu știu, dar e pe aici, nu știu tine. În fine, vreau să spun că avem cel puțin încă două posibilități de a valorifica în acest moment această stațiune bijuterie care este cumva lăsată în uitare. Pe de-o parte, personalitățile noastre românești care au fost aici, cât știu că Sadoveanu a scris o carte de poezii iubite lui Valeria la Herculane. O să vedeți ce poezii frumoase a scris Mihail Sadoveanu, da? La Herculane. Pe de-o parte, în fine, sunt multe alte lucruri. Sunt oameni din Cătune, sunt locuri pe care, iar la fel, trebuie intens valorificat. Să sperăm că, na, să aud prin intermediul camerei de televiziune și alte urechi și se pune umor. În fine, cu permisiunea noastră am să vă citesc câteva versuri ale maestrului Sadoveanu. Aș vrea să ne regăsim undeva departe numai noi, între munți la Mehadia, unde ies din adânc izvoarele carde ale tainei pământului. Acolo nimeni nu ne știe, nimeni nu ne cunoaște. Când apărem un prieten, în poem, numai pasărele dau veste sigurătății că au sosit doi pământeni și își duc în tăcere acea bucurie înaltă care e mai tare decât moartea. Așa urlam până ajungem iar către oameni, în priveliști naive, unde saltă un pârâu de zifor. Aici apa cernei și auzim glase departe cântând tinereții. Floare verde, firul ierbii, măsui în dealul cernii, unde cântă puiul mierului la lina cu ochii negri. M-a mâncat, mâncau al viermii. Mihai Sadoveanu. Acum, cu permisiunea noastră, am să vă pun muzica care se auzea atunci când pe aceste străzi, da, ale stațiunii călcau condurii conteselor, duceselor, marchizilor și ce mai vedeam pe aici, capete luminate ale Europei. Până pune domnul Dan Valsu, nu mă pot abține ca să nu ridic bănușa aruncată cu privire la personalitățile românești care au trecut prin aceste locuri. Vreau să spun că simpozionul Herculane Arcade în timp de anul trecut a evocat prezența regelui Mihai pe aceste locuri și cu o placă de marmură pe care o să o vedeți sub crucea albă și thank you.
în afară de discurile care plecau ca suvenir din Hețulane, am trei ziare din epoca 1898 cu moartea prințesei Sisi, este necrologul de la moartea prințesei. Sunt imaginea de primă pagină cu convoiul mortuar. Vreau să vă spun că ea a fost omorâtă pe malul lacului Geneva de un anarhist, de un mason de doar 25 de ani, care a fost foarte impresionat cu proces de vorbele auzite despre prințesa Sisi. Prințesa Sisi era un om care ajuta săracii, era un om care iubea animalele. Am să opresc muzica, să ne auzim. A fost foarte... acest Luigi Lucchini impresionat profund și drept pentru care a fost condamnat pe viață, a vrut de mai multe ori să sinucidă. Am chiar și ziarul din 1910, din momentul în care el s-a sinucis. Este imaginea pe prima pagină cu acel Luigi Lucchini care a omorât-o pe prințesa Sisi, pe împărăteasă, pe când se îmbarca pe un... pe vaporul Geneva, pleca în Grecia, e bine, el a spus, prindere mușcări, eu n-am vrut să omor o femeie atât de minunată, eu am vrut să omor o coroană. El era un anarhist care, orice cap luminat ar fi apărut în raza lui vizuală, el era hotărât să-l ucidă. Mai am, de asemenea, multe cărți poștale, o parte din ele am adus aici, am adus câteva reprezentative, vă spuneam, cu imagini cu turiștii care veneau, vedeți, dormeau înghesuiți, cam cum e prin spitalele noastre acum, câte 2-3 în pat, știți? N-aveau loc, se călcau în picioare, erau mare nebunie să apuci loc la Herculane, în perioada aia. Uitați, deci sunt cărți poștale cu turiștii care, săracii de ei, dormeau care pe jos, care pe unde apucau. Este o imagine cu portofelul plin de bani care venea la Herculane al turistului și cu el gol, când pleca de la Herculane. Da. Ilustrativ. Da. Asta e corect, da. S-a simțit cam bine. Aici am o cutie muzicală din aceeași perioadă în care nu exista nici televiziune, nu era nici internet, nu era nici alte posibilități de entertainment. Cum? Era liniște. Da, multă liniște. Capetele luminate se adunau în saloane și ascultau aceste bijuterii făcute de elvețieni. Elvețienii făceau ceasuri. Am acolo un ceas al bunicului Doamne Maria, elvețian. Ei bine, atât de bine erau făcute, încât la un moment dat ceasurnicarii și-au pus problema, dom'le, o să aibă oamenii ceasurile noastre, nu să le mai cumpere, pentru că sunt foarte bine făcute, o să le aibă generație după generație și o să dăm faliment. Trebuie să facem altceva. S-a apucat să facă aceste cutii muzicale care sunt absolut minunate. Sunteți Nealuca de la Ineleț. Da. Și Dana Alexoae ne-a arătat cât este de frumos la Ineleț și ne-a povestit despre dumneavoastră. Dumneavoastră, cel care trăiți acolo la Ineleț, urcați pe scări, dar sunteți... Nu pe scări, un pic mai jos eu urc. Haideți să ne povestiți despre Ineleț. Păi eu m-am născut acolo în 1960, chiar în casa care, bine, e făcută ăla, dar chiar în casa care stau și acum, la bunici. Și acolo am făcut școala primară, după aia am continuat la Cornereva, am făcut 8 clase, că atâta se făcea pe atunci. Și după care bunicul s-a bolnăvit și a murit și a rămas cu bunica, trei mai mulți ani. Și m-am apucat de gospodărie. M-am cumpărat ui, dacă n-am plecat la școală, n-am putut să plec, că bunicii nu puteam să iau cu mine. Și am rămas acolo. Și acum, mai recent, au tot venit pe la mine prieteni și ăla și-au zis, de ce nu te-a pus să faci un pic de turism? Să vină oamenii, să se simtă bine, să mănânci produse de aici, tradiționale, bio, că am și certificat de produse bio și lângă asta mai fac și cazare care vrea să stea câteva la. Între timp când am fost la conferință la Herculane aici, avem un prieten care și acum lucrează la radio București și era un prieten cu domnul Dan Alexoae și a venit atunci. Și de atunci am rămas prieten și domnul Dan acum e ca și familie. A venit și a adus o grămadă de lucruri vechi de ăla, printre care mai avem ceva și noi, și să le arătăm la oameni când vin. Hai să vorbim. Mănânce o mămăligă și ce avem noi acolo, bea un par de sui cu un par de afinată și
Hai să vorbim puțin de Nealuca, care s-a apucat puțin de turism, cum a zis mai înainte. Ce oameni vin pe la dumneavoastră? Păi vin din toate părțile. Am avut și din străinătate. Datorită fiindcă mă cunosc mulți ghidi din ăștia turistici, care fac ghid turistic, și mă cunosc, am avut și din Australia, am avut și din Olanda. Câteva persoane, nu multe, dar câteva am avut. Da. Din Franța, am avut studenți din Franța, odată 40 de studenți din Franța, care au venit și au mâncat o masă și au plecat. Așa, mâncarea pe care o serviți la Ineleț, ca să mă exprim așa puțin mai prozaic, tot de la Dan am văzut-o, dar sub formă de fotografii, știți? Acum să ne spuneți, Nealuca, ce este special la Ineleț? Ce-i fac pe oamenii ăștia? Ați spus că au venit oameni din Franța, din străinătate, la dumneavoastră acasă. Ce este special? Păi cel mai special cred că e mămăliga, făcută din porumb de acolo, măcina la moara mea, cu piatra, am și o moară, care e mai departe de casă, că nu e apa lângă casă, e undeva pe râu Prisecini. Și mămăliga cu brânză friptă. Ei, dar cum e asta, brânza friptă? Păi se prăjește ca cașcavalul, da, mult mai bună ca cașcavalul, că mai mânc și eu. Ma, că brânza e de la dumneavoastră de acasă? Da, făcută de acasă, din lapte de oaie și de vacă, care le am acasă tot timpul. Și asta e cel mai și când nasă de casă, da? Aia poate nu tot timpul îi avem, dar ăștia sunt cele mai speciale. Și omletă sau ochiuri de ouă, ouă produsă tot în gospodărie. Și ce? De băut un par de țuică, cum v-am spus mai înainte, și un par de afinată, culesă de mine de pe munte, făcută cu țuică, cu rechie, cum zicem noi, țuică, cu rechie de-a noastră, făcută lângă cazan, am cazan făcut de fabrică, de acum 150 de ani, nu ce fac acum maestrii, țiganii, cum le zicem noi, da. Asta ce e. Zic oamenii ăștia după ce fac un efort, că nu e ușor să ajungi la Ineleț, după ce fac ei așa un mare, mai mare sau mai mic efort pentru a ajunge la dumneavoastră, ce zic când vă găsesc acolo pe dumneavoastră și văd cu ce mâncăruri îi serviți și văd ce peisaje sunt? Rămân uimiți, printre care bucuroși și mulțumiți, dar rămân uimiți că în vârful muntelui poți să mănânce. Că omul când ajunge acolo, merge 3 km, 4 km pe jos și ăla, le apucă foamea. Că au mai venit și alții din alte zone care au cumpărat terenul pe acolo și că asta, ei se apucă să facă turism, că s-au auzit că vine oameni. Dar degeaba au luat, că ei n-au animale, nu au ce să facă, că ei nu au ce să-i dea la om. Ce să ducă? Să-i aducă mâncare cumpărată de la supermarket? Nu. Oamenii nu vreau asta. Tot la Nealuca e mai bine. Da. Mai sunt câțiva care mai fac. Mai vor doi, da. Între care eu vă spun. Am scos două bătrâni din Germania, una de 80 și una de 86 de ani. La 86 de ani a venit în vârful muntelui. Care o fată de la Moldova, care era ghidul, am avut 10, 12 a avut de toți, străini toți, din Anglia a fost și din ăla, dar ăștia, ei au scos pe scări, dar cele bătrâne nu au avut curaj să le scoate pe scări. M-au sunat și au zis, puteți coborâți, aveți cai să le scoatem pe cai, aveți curaj să le scoate pe cai, da. Cum vine asta că îi scoateți pe cai? S-au urcat pe cal, de jos de la drum și până acasă. Așa. Când au ajuns la mine acasă, le-am făcut o cafea și-au băut o apare de țuică și s-a răușit în obraz, mai roșii ca mine, la 80 de ani și am înțeles eu că trebuie să stea undeva la iarbă verde, ce mi-a spus ele, că ceilalți nu ajunseseră, ghidul și cu ceilalți. Le-am pus o pătură într-o poiană lângă casă, și când, care se vede până aici la Eculanii, deci toată zona asta, au rămas uniți, zicea, ok, după limba lor, da. Adică la 80 și la 86 da, de ani era ok da. La Ineleț în vârful muntelui. Un cal îl trăgeam eu cu una dintre femei și aia venea în urmă și îi dădea cu piciorul la coastă, la cal și hai să meargă, că știau, deci știau să și călărească, nu vreau, da. În afară de faptul că sunt produsele dumneavoastră, cele pe care le aveți acolo, ele mai au așa o putere, că sunt de la munte, au în ele puterea pământului, au în puterea aia. Păi diferă, că de acolo diferă gustul și ăsta. Că așa fac mulți, în toate, ăla și brânză și ăla. Dar brânza are gust după ce mănâncă animalul, după mâncarea care o mănâncă. Acolo nu căzând nimic ca pe iarbă, nu, ăștia doar praful natural dacă cade, tot de acolo, altă ce nu vine. Așa,
și când vin oamenii ăștia la dumneavoastră, le puneți masa, stați și la povești, că trebuie să... Ce povești le spuneți? Păi cum a... de poveștile de locurile respective. Cum s-a vorbit și aici despre Austro-Ungare, cum a fost granița, când noi am fost la Ungurii atunci, că și acum, deci cei de lați din partea Oltenii, de la Izvernia și ăla, nu ne zic și acum să-mi zice cuvântul ungureni, fiindcă noi am fost la unguri, ei au fost la români. Deci bunicul meu îmi povestea că dacă pleca și se ducă la un prieten, pe Medinți, și trebuia să aibă buletinul la el, când nu lăsa grănicerii să treacă, dacă nu avea buletinul la el. Ioana Luca, vă mulțumesc pentru poveștile astea frumoase și vreau să vă întreb dacă vrem și noi să venim la Nea Luca, la Ineleț, găsim vreo cameră? Găsiți. Și mâncare de pe munte? Cum să nu? Numai mâncare de pe munte? De pe munte, da. Musai o țuică? Musai. Vreo afinată ceva? Făcute de Nea Luca. Găsim. Se găsește, doamnă. Vă așteptăm. Domnule Nelu Sincu, sunteți președintele Cenaclului Domogleț, sunteți persoana care se ocupă de acest minunat lucru care împletește arta scrisului cu arte, alte arte, de data asta am avut și foarte multă artă vizuală. Ne-ați invitat aici și vă mulțumim pentru asta și aș vrea să-mi vorbiți puțin despre Cenaclul Domogleț și despre ceea ce s-a întâmplat astăzi. Suntem... o organizație de curând constituită, facem în curând 2 ani, dar deja avem activitate pentru că am nimerit oameni care pun și sufletul și ați văzut și dumneavoastră chiar astăzi, la manifestarea de astăzi, am avut pe cel care a scris cartea înconjurat de prieteni și totul e ceva deosebit și frumos. Oricând suntem gazde primitoare, oricând vom organiza asemenea momente în care avem ceva de spus, de comunicat și de văzut în viitor ce putem să facem pentru promovarea în bine a stațiunii noastre, pentru că de mult timp avem o imagine mai șifonată un pic așa. Pentru că vorbeați de promovare, am observat și se vede, suntem la primăria Herculane unde ați desfășurat această activitate, ceea ce mă duce cu gândul că aveți o colaborare foarte bună și că domnul primar este preocupat de aceste lucruri. Da, păi sunt dublă calitate, sunt consilier local și fiind și conducătorul Cenaclului, atunci... Deci și consiliul local și primarul sunt preocupați de acest... Exact și îmi cer scuze în numele domnului primar că e plecat chiar astăzi să semneze un contract pentru o finanțare foarte importantă. Deci avem o altă, asta este chiar o știre, domnul primar și consiliul local obțin o finanțare astăzi. Da, sunt multe de făcut și astăzi s-au dus să... fac acest lucru să semneze pentru o finanțare a podului de piatră, care va începe să fie reabilitat. Eu sunt cel care permanent, împreună cu cei din primărie, organizăm aceste acțiuni ca să putem să promovăm și să avem și noi un cuvânt de spus în lumea asta mai literară, să zic așa. Am înțeles. Acum îl întreb pe consilierul local. Știți, până acum am vorbit cu președintele Cenaclului. Legenda lui Sisi, Vila Elisabeta, urmele reginei Ungariei și a împărătesei Austro-Ungariei în Herculane sunt o legendă, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, care pot să vândă bine stațiunea. Da, asta este adevărat. Ceea ce este rău, în calitatea mea de consilier local, vă pot spune că centrul istoric în momentul de față nu se poate ridica la valoarea care ar trebui să fie pentru a promova aceste legende, acești oameni importanți care au pus bazele acestei stațiuni în timpul Imperiului Austro-Ungar, datorită multor
litigii, sunt foarte multe litigii pentru clădiri, pentru terenuri. Și atunci, acolo unde sunt litigii, chiar dacă primăria are, de exemplu, clădirea, terenul e al cuiva și nu se poate face atât de repede un proiect de finanțare. De fapt, aceasta este o problemă importantă a localității Herculane. Foarte multele litigii care îngreunează și pun piedici, mai bine zis, unei idei de proiect unitar pentru promovarea stației. Da, aici aveți dreptate. O să vedem acum, încet, încet, cum putem să ajutăm din nou centrul istoric să-și revină. Prima finanțare care va veni pe fonduri norvegiene este pentru Vila Sisi. Asta va fi cea care va... Este o veste într-adevăr foarte bună. Eu am urmărit așa situația, ce se vede în presă despre Herculane, și am văzut că s-au făcut niște pași. Chiar Ministerul Apărării a făcut niște pași, dacă îmi amintesc eu, de celebru pavilion, iarăși cu ghilimele, bântuit. Da, ăla e hotelul cu fantomă. Apoi este celălalt al armatei, care a început reabilitarea înăuntru. Deci domnul ministru a fost aici și s-a ținut de cuvânt. Ei au început deja, ei nu au nevoie de autorizație de la noi, n-au nevoie, ei sunt stat în stat cum ar veni, glumesc, dar ceea ce fac ei e un lucru foarte bun, pentru că va fi un sanatoriu de recuperare pentru cei care sunt în teatrele de acțiuni. Deci militari, și e un pas înainte. Este un pas foarte mare înainte, tocmai pentru locurile de muncă și pentru dezvoltarea localității, pentru că și locurile de muncă sunt o problemă, se lucrează mai mult vara și atunci acesta este un proiect foarte important. Da, am vrea să nu devenim sezonieri. O parte din stațiune, centrul nou în jurul parcului Vicol, e o dovadă. Acolo deja sunt firmele care au preluat hotelurile, sunt oameni interesați, sunt oameni care au pornit și pe urma cărora ar trebui să înceapă și centrul istoric să facă pași. Mă întorc din nou la președintele Cenaclului Domoglet, ca și pentru încheiere. Vreau să ne spuneți dacă ați creionat așa pe o perioadă scurtă sau medie alte proiecte, să zicem, legate de Cenaclu și poate ne puteți dezvălui ceva din ele. O să mai avem un proiect cultural în care vom avea din nou o lansare de carte și o să vă invit, sigur. Iar în iunie suntem parteneri, pentru că domnul vicepreședinte al Cenaclului e domnul Dorin Bălteanu la simpozionul Arcade în timp. Iarăși vă invităm. Iar în toamnă, sigur, vom avea două evenimente. Ba nu în toamnă, că au zis că vor să-l facem vara. Organizăm a doua ediție a unui festival de film documentar pentru promovarea stațiunilor balneare. Va fi 4-5 zile la Herculane. Am avut prima ediție anul trecut. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația care ne-ați făcut-o astăzi. Să știți că a fost o mare surpriză pentru noi ceea ce s-a întâmplat aici și ne bucurăm din tot sufletul. Sper ca și telespectatorii noștri să aprecieze cu adevărat ce s-a întâmplat astăzi aici. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Domnule Iacob Sârbu, mărturisesc că sunt uimită de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, de lansarea de carte, de toate aceste obiecte frumoase care le-am văzut, de poveștile dumneavoastră. Mă bucur că v-am cunoscut. O scurt, așa vreau să îmi povestiți, m-ar interesa un pic povestea din spatele poveștilor. Despre carte, cum ați ajuns să o scrieți? Deci poveștile, povestea din spatele poveștii. Povestea din spatele poveștii. Totul în momentul în care, în ultimii ani, uitându-mă prin diverse cărți,
Pentru că îmi place să citesc. Mi-a plăcut întotdeauna și pentru asta îi mulțumesc tatălui meu care a reușit să mă determine să citesc. Dar am observat că mare majoritate a persoanelor și mai ales pe site-urile de internet se folosește doar două legende. Legenda ofițerului, soldatului din regimentul lui Dragalina și o istorioară destul de ciudățică pe care cei de la Parcul Național au pus-o pe un panou despre un tânăr care a plecat să își cucerească muntele ca să dovedească iubirea pentru prietena lui. Știind că sunt mult mai multe informații povești mai frumoase chiar și mai frumoase, eu personal știam patru legende. Primele trei le-am aflat de la Mircea Iliescu, bibliotecarul din Herculane, în 1978, când a avut loc acel concurs, când s-a aniversat 1825 de atestare documentară a orașului. Ulterior, a patra, am aflat-o mai târziu, undeva prin 87, când a avut loc în Herculane un simpozion de carsologie teoretică și aplicată, am aflat-o de la un inginer care și el a aflat-o de la o persoană cu care s-a întâlnit pe munte, un localnic. După aceea, picându-mi în mână cartea de la fratele meu, Băile lui Hercule sau Scaldele de la Media, am constatat că mai este o istorioară interesantă și frumoasă și la 1872. Iar la 1872, Crucea Albă era obiectiv de preumblare, un obiectiv turistic, iar veneau oamenii, veneau să viziteze. Și atunci asta m-a pus pe gânduri. Și atunci, mai dacă am găsit în cartea asta, eu mai știu și altele. Sigur, e imposibil să nu mai găsești și alte istorioare. Și am început să mă documentez. De la biblioteca universitară din Timișoara, de la Biblioteca de Vest, am găsit o carte al doctorul Tănăsescu, pe care am studiat-o, am și xeroxat-o, care vorbea, și nu numai el, în acea perioadă și alți turiști care au scris diverse articole în diverse publicații care au trecut prin Herculane, povestea următorul lucru. Fiecare deal, fiecare loc, fiecare cruce de pe înălțim, fiecare peșteră, fiecare, toate își aveau poveștile și legendele lor. Deci chiar multe. Deci asta m-a surprins, să aflu informația asta. Surprins și deja nu mă mai surprindea nimic. Tot studiind și căutând, am găsit cartea Perelinul Transilvan al lui Ion Codru Drăgușanu, unde la un moment dat, în scurta sa trecere prin Herculane, nu vorbea de Crucea Albă, vorbea de Grota cu Aburi, spunând atât că are peste 1000 de legende, povești, istorioare despre strigoi, oți și altele. Și atunci, mai folclorul popular era destul de intens în zonă. Și atunci m-a determinat să mai caut. Și am căutat, am mai căutat prin diverse cărți, am stat de vorbă cu oamenii, am încercat să le concentrez. Mulți oameni mi-au relatat aceeași istorioară. Acum, deci le-am pus ca atare pe fiecare în parte. Și pot să spun că am ajuns la 24 de legende diferite. Bine, unele sunt oarecum variante, unele chiar sunt inedite. Spre exemplu, am găsit o variantă, circulă prin Podeni, în județul Măedinț, o variantă a istorioarei, privind soldatul din regimentul generalului Dragalina, care ar fi originat din Podeni. Și venea în Herculane periodic pentru că avea iubita lui în Herculane și venea să-i spună că va începe războiul și nu se poate să vină. Iar iubita lui fiind o femeie frumoasă aici, diverse persoane invidioase, geloase, au tăiat
contraforții Podețului. Pentru că vechea potecă care venea de la Poden, care făcea legătura între Herculane și Poden, trece pe sub actuala cruce. Deci devierea pe sus a fost făcută ulterior, mult mai târziu. Poteca normal trecea pe sub actuala cruce. Am înțeles și încercăm să înțelegem și povestea din spatele povestei, poveștii. Acum, în afară de faptul că v-ați prezentat în acest fel, adică îmbrăcat în costum popular cu cocardă, care ne spune foarte multe lucruri despre dumneavoastră. Anul acesta, normal, putem spune că este centenarul Banatului. Banatul, în 1919, a fost preluat de administrația românească. Deci centenarul Banatului este acum. Iar eu, chiar dacă după bunici am, cred că toate naționalitățile principale din România, german și maghiar, eu tot timpul m-am simțit român și sunt român. Am înțeles și acest lucru foarte frumos despre dumneavoastră. Acum, foarte scurt, vă rog să-mi spuneți, dacă ar trebui mâine să recomandați Herculane și munții cuiva, de ce argumente ați găsit și de ce ați recomandat? Wow! E cam greu și vă cer așa pe scurt. Sunt multe de spus, dar eu vă cer așa scurt. Deci așa, dacă mâine vine cineva și spune de ce îmi recomanzi asta? Valea Cernei e o vale fascinantă. Cu toate că până în 1952, când a fost deschis drumul forestier pe Valea Cernei, Valea Cernei era o vale sălbatică. Și acum are sălbăticia ei datorită diferenței mari de înălțime între vale și munții care împrejmuiesc valea. Eu de fiecare dată în discuții cu diverse persoane care mă întreabă de Herculane și am zis, domne, în primul rând spuneți-mi unde vreți să mergeți pe Valea Cernei, ca să vă spun ce puteți vedea, pentru că sunt atât de multe lucruri care pot fi văzute aici, încât practic ar însemna să stau să vorbesc ore în șir și n-aș termina. Am înțeles. Deci dumneavoastră spuneți așa, veniți aici ca aveți o vale super, vedea. Așa aveți ce vedea. Exact, și asta este în câteva cuvinte, cred că sinteza cea mai bună. Vă mulțumesc foarte mult și pentru invitația de astăzi și vă felicit pentru că sunteți și român și iată un om care caută legendele și face lucruri foarte frumoase. Vă mulțumim! Cu plăcere! Dragul Nedelcu, nu știam că ne întâlnim la Herculane, mi-a făcut plăcere să ne întâlnim și m-am întâlnit, ca să zic așa, cu ghilimele și cu această carte absolut superbă și cu autorul ei. Și dacă vorbim de carte, am înțeles de ce m-am întâlnit și cu Dragul Nedelcu la Herculane, editorul acestei cărți. Și vreau să-mi povestești puțin despre ea. Eu sunt un iubitor al muntelui de când eram tânăr. Întâmplarea a fost să mă întâlnesc cu Iacob, cu sârbu, tot pe cărările muntelui, ca și în Azia. Am înțeles, poveștile și prieteniile aici se leagă pe munte. Da. Și a venit cu acest proiect, vrea să fie o culegere de legende despre Crucea Albă și am zis, ok, îi dăm drumul. Și ne-am pus la muncă, am întrunit această carte, am adunat și am realizat. Cam scurt așa, de ce e, sau poate mi se pare mie, sau poate nu mi se pare, eu te întreb, de ce este deosebită cartea asta, mi-e așa, de ce ar avea ceva special, pentru că așa am simțit eu în acest moment, față de altele, nu spun unde sunt scoase, cum sunt scoase sau ceva, dar mie mi se pare că această carte are ceva special. Special este faptul că pleacă de la un punct, Crucea Albă, da? Și adunăm foarte multe legende despre această cruce. Adunate
și povestite fiecare într-un alt stil, o altă legendă, o altă poveste. Mulțumesc că ne-am întâlnit aici, nu suntem pe munte, dar suntem așa, la tot pe munte, așa, sper că tot așa va rămâne în continuare, să legăm prietenii și povești împreună cu oamenii de aici. Domnule Dorin, în calitate de moderator, astăzi v-am ascultat cu multă plăcere și cu multă atenție, pentru că am aflat foarte, foarte multe lucruri pe care nici nu le bănuiam, nu că nu le știam, despre aceste frumoase locuri, dar am văzut că atunci când a fost vorba de vals, ați avut așa o tresărire, să spunem, și ați fost foarte entuziasmat și de aceea vreau să-mi spuneți despre acest vals, acest suvenir al Herculanelui. Vreau să vă spun că în 2007, când am început acest proiect al meu, Herculane, Arc peste timp, primul volum al cărții, nu mă așteptam ca să acest proiect să aibă o asemenea amploare și să ajung acum, iată, la volumul al treilea și cu traducere în limba germană. Și acum câțiva ani am avut surpriza să fiu contactat de un domn din Germania, printr-un prieten al dumnealui, care vrea să știe cine scrie despre băile Herculane. A venit cu cărțile mele, domnul, și mi-a spus că acel domn se numește Friedrich Pazeler, este nepotul compozitorului Jacob Pazeler și dorește să fie scris din nou despre bunicul lui și să reedităm și valsul care a făcut atâta succes și a dus faima stațiunii Băile Herculane an de-a rândul. Eu sigur că știam de acest vals, dar am primit exact de la surse informațiile și dreptul de a le publica, precum și de a publica muzica valsului, și am scos al treilea volum al cărții, Herculane Arc peste timp, în 2017, care cuprinde și CD-ul cu valsul. Pe scurt, povestea valsului. În anul 1903, în iunie, compozitorul și dirijorul Jacob Pazeler, care conducea fanfara regimentului numărul 33 de infanterie din Arad, avea concert în Parcul Central, în pavilionul muzical, aflându-se într-un moment de repaus, își servea savuros cafeaua pe terasa cazinoului și la un moment dat, sedus de nostalgice amintiri, s-a îndreptat spre pianul din salonul de cură al cazinoului. În fotografiile de epocă o să-l vedeți undeva în dreapta, pe fundalul salonului, și a început relaxat să improvizeze câteva note muzicale. Și-a dat seama că din improvizațiile sale se naște o temă muzicală interesantă, a devenit mai atent și în final a rezultat o melodie ușor dansabilă, cu un flux de note muzicale romantice, deci, într-un cuvânt, un vals. A denumit valsul Suvenir de Hercules Bad, l-a interpretat împreună cu orchestra în câteva zile aici la Băile Herculane, audiența a fost extraordinar de entuziasmată și în câteva luni a ajuns să facă înconjurul lumii, a devenit celebru în toată lumea, s-a cântat în Europa, în Ungaria, la Budapesta, la Nyíregyháza, se începea fiecare bal cu Suvenir de Hercules Bad. În Praga, Stockholm, Berlin, chiar în Statele Unite, la Chicago sau în Tokyo, în Japonia. Sigur că jurnaliștii de atunci, ca și cei de acum curioși din fire, au întrebat: domnule Pazeler, ați avut sentimentul că ați compus ceva extraordinar, ceva care vă va face faimos în întreaga lume? Răspunsul a fost foarte scurt și concis. Nu, am compus o mulțime de valsuri, poate mai frumoase decât acesta, dar nimeni n-a observat. În schimb, audiența de aici, de la Băile Herculane, a fost extraordinar de entuziasmată. Și iată cum faima stațiunii Băile Herculane, la cel început de secol 20, a făcut faimos și acest vals. De fapt, a fost o promovare reciprocă.
atât valsul a promovat stațiunea, cât și stațiunea a promovat valsul. Dacă îmi permiteți, eu aș încheia așa și dumneavoastră mă contraziceți sau mă aprobați, ultimul cuvânt este al dumneavoastră, desigur. Dumneavoastră ați creat aceste volume ARC peste timp, dar între timp ați creat și punți între băile Herculane, iată, Germania și alte comunități, să zicem, adică un lucru absolut remarcabil. Rămâne de văzut acum dacă sunteți de acord cu ce am spus eu sau vreți să adăugați ceva. Sigur, aceste punți au fost create și vreau să vă spun că Herculane ar peste timp a fost o, așa cum spunea și ministrul turismului în 2007, a fost lansată la Târgu de Turism în România, a fost un vector de promovare a imaginii nu numai a stațiunii Herculane, ci și a României. Și sigur că această declarație m-a încurajat și am lansat chiar la Viena în 2008 volumul 1. Am avut surpriza că Biblioteca Bayerische din München mi-a solicitat acest volum în limba română și atunci mi-a venit ideea, hai să-l traduc și în limba germană, dacă are atâta căutare. A apărut și volumul 2, pentru care am făcut o documentare începând de la Poiana Lungă, lângă Inelețul, de care am vorbit mai înainte, undeva în vârful Cernei, la poalele vârfului Arjana, unde am plecat pe urmele împărătesei Elisabeta și am descoperit, pornind de la poezia Poiana Lungă, care am găsit-o la Viena. Deci Viena, Herculane, Poiana Lungă. Vedeți punțile de care vorbeați dumneavoastră și aveți perfectă de dreptate. Am găsit acea locație, dar am căutat sigur o mărturie. Acolo, în vârf de munte, nu am găsit acea mărturie, nu erau arhive, nu erau biblioteci. Am început să vorbesc cu oameni. Nimeni nu știa de împărăteasa Elisabeta, de Sisi. Gazda mea care mă invitase și care, unde am dormit o noapte, îmi spunea că n-a auzit și nici bătrânii nu știau de împărăteasa Elisabeta. Și atunci l-am întrebat, măi Nicolae, dar hai să mergem la Poiana Lungă, că ziceți că aveți un loc Poiana Lungă. Da, avem acel loc, care eu îl citisem, poezia se numea Poiana Lungă. Deci unde să fie acea Poiana Lungă? Și am pornit, a spus că vom porni a doua zi dimineața, dar pe unde o luăm, Nicolae? Păi pe unde? Prin spatele casei, coborâm în vale, urcăm cracul împărătesc și ajungem la Poiana Lungă. L-am pus să repete de câteva ori pe unde o luăm, ca să înțeleg că nu este o greșeală. Era vorba de toponimia locală. Singura mărturie a prezenței împărătesei Elisabeta pe acele locuri era toponimia locală. Și într-adevăr, cracul împărătesc se referea la locul pe unde a urcat împărăteasa Elisabeta la Poiana Lungă. Și am fost în acel loc, mi-am dat seama că acolo, în liniștea munților, unde se auzeau numai ciripitul păsărelelor, zgomotul apelor și foșnetul pădurii, mi-am dat seama de ce împărăteasa Elisabeta a fost atât de impresionată și a scris o poezie de numai puțin de 82 de versuri. Am tradus în volumul 2 și am comentat, am tradus parțial și am publicat parțial o parte din această poezie. Volumul 2 a fost dedicat vizitei împărătesei Elisabeta în anul 1887 la Băile Herculane. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi duminica la Tele 2 și poate așa ca un arc peste timp, da, un arc așa mai spre Mehedinți, construim o punte împreună și mai încoace spre Mehedinți, că și munții Mehedințului sunt extraordinari și avem și oameni extraordinari acolo. Poate vă gândiți cu domnul președinte al Cenaclului să veniți cu niște lansări de carte, să colaborăm și în acest mod. Mulțumesc încă o dată! Vreau să spun că volumul 1 a fost lansat și la salonul de toamnă al cărții de la Palatul Teodor Costescu. Și apropo de aceste punți,
Am folosit anul trecut evenimentul prezenței regelui Mihai în anul 1938 pe aceste meleaguri. A fost o vizită extraordinar de interesantă. A pornit din Podișul Mehedinț, Baia de Aramă, Podeni, a urcat muntele pe la Crucea Albă și a coborât la Băile Herculane. Am organizat anul trecut simpozion la Podeni, foarte, cu primarul de acolo, un primar foarte entuziast și la care au participat oficialități ale Mehedințului. La Herculane am făcut simpozion, placă, care comemorează această vizită, Pednic și Bozovici. Și sigur că vom mai avea prilejuri ca să creăm aceste punți de care vorbeați dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, sper că v-au plăcut poveștile de azi, sper că v-au plăcut litografiile lui Dan Alexoae, poeziile pe care le-ați ascultat, poate că ați simțit cumva și ceva din atmosfera acestui oraș minunat care se numește Herculane. Eu sunt Gabriela Pogaci, până data viitoare vă spun la revedere!